Și marți, cursurile vor fi suspendate în unitățile școlare de pe raza orașului Pucioasa și localitățile Vulcana Pandele, Doicești și Brănești, unde există probleme cu apa potabilă. În celelalte unități școlare, unde luni nu s-a învățat din cauza condițiilor meteo, marți, cursurile se reiau. După cum știți, astăzi, luni, avem un număr relativ mare de unități școlare care au cursurile suspendate din motive diverse, începând de la zona Pucioasa fără apă, până la zona de sud și Valea Dâmboviței, unde sunt câteva probleme și fie cu alimentarea cu energie electrică, fie cu drumurile destul de greu practicabile. Nu impracticabile, dar care ar pune poate în pericol integritatea copiilor și ne-am propus să fim prudenți decât să îi trimitem la școală în condiții nu foarte sigure. Așadar, un număr de 3640 de elevi sunt afectați astăzi, adică stau acasă, sunt bucuroși astăzi, ca să zic așa, din 39 de unități școlare, repet, e vorba de unități, inclusiv structuri, ca și procent puteți să-l faceți dumneavoastră că numărul total de structuri este undeva în jur de 500. Drept urmare, procentul este, să zic, 4%, nu știu, poate am calculat greșit, dar mă veți ierta, că mi-am uitat meseria. Pentru ziua de marți, în urma discuției cu reprezentanții ai companiei de apă, discuții deocamdată mai telegrafice, dar care vor continua în orele următoare, se pare, aproape sigur să zic, că școlile care și-au suspendat cursurile din cauze meteorologice își vor relua activitatea peste tot. În schimb, vor rămâne cele patru localități din nord care nu au în continuare apă, pentru că șansele de a reveni apa sunt destul de mici, înțeleg eu, vă ascult. Vulcana Băi, știu că sunt 5 localități, Vulcana Băi și din discuțiile cu primarul și cu directoarea școlii au spus, au grupuri sanitare exterioare funcționale, le-au păstrat, nu le-au demolat și sunt în regulă și și-au exprimat dorința de a ține cursuri inclusiv astăzi. Deci la Vulcana Băi s-a învățat astăzi. Deci rămân Pucioasa, Brănești, Vulcana Pandele și Doicești, care aproape sigur nu vom învăța nici mâine, dar informarea oficială o să o dăm ceva mai târziu, după ce trimitem la minister. Deci asta despre școlile închise. Nu cred că mai vor apărea situații noi, pentru că, după cum vedeți, situația precipitațiilor este staționară. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița ține legătura permanent cu autoritățile în ceea ce privește problema apei din cele 5 localități dâmbovițene.